continuăm această emisiune cu fapte bune, da, cu lucruri bune. De ieri am început să mergem și să lansăm această campanie despre care am vorbit în ultimele săptămâni, o campanie prin care încercăm să aducem lumină și să fim mai buni, cel puțin în această perioadă pascală. Lucru pe care ne dorim să-l faceți și voi, vă îndemnăm pe această cale să faceți o faptă mică, poate cea mai mică faptă pe care considerați dumneavoastră că ați putea să o faceți, dar să fie una bună. Drept exemplu, cel mai simplu ar fi poate să ajutați pe cineva să traverseze strada. Pentru șoferi, în astfel de zile în care plouă, faptele bune ar fi să nu stropiți pe nimeni și deja ar fi o faptă bună care ar fi făcută. Da, uneori pentru noi ceea ce înseamnă puțin, pentru altcineva ar însemna foarte mult. Așa că Moldova 1 împarte speranță. Este genericul campaniei inițiată de Postul Național de Televiziune în parteneriat cu organizația non-guvernamentală Roundtable, prin care încercăm să aducem copiilor din diferite regiuni ale țării noastre rechizite școlare, produse de igienă și, desigur, multe surprize. Unde am mai fost, ce am mai făcut, vedeți chiar acum. Și dumneavoastră, să întâmpinați sărbătoarea învierii Domnului cu bucurie și cu sănătate în familia dumneavoastră. Copiii familiei Solomon erau nerăbdători să primească cadouri. Vă așteptat toată dimineața, dacă nu-l să fie, că nu-l să fie, stați puțin că o să fie. Vă sleg de la fereastră și mamă, a venit! Jucăriile și rechizitele din cutie au reprezentat o surpriză plăcută pentru copii. Nu ceva. Daniela, mica pictoriță a familiei, s-a bucurat nespus că în cutie a găsit cariuce și creioane. Nu a stat mult pe gânduri și a început a desena. Îmi place să colorez animale, girafă, cal, câine, pisicuță. Povestea familiei Solomon v-am prezentat-o și în campania de Crăciun. Ana crește de una singură 3 copii și dacă în iarnă nu avea propria casă, acum autoritățile locale i-au oferit o locuință socială. Am primit o locuință socială, ne bucurăm foarte mult pentru că condițiile care precedente care au fost sunt mari schimbări, adică sunt mulți schimbări și e mult mai bine, adică și pentru copii mai mult mai bine și pentru mine. Ana spune că cea mai mare bucurie pentru o familie sunt copiii. Eu mă sunt foarte bine că am 3 copii și sunt fericită. Bucurie să... Mama, cum să facem? Copiii să fie ascultători. Să fie îngrijiți, să fie la școală, la grădiniță. Asta pentru o mamă e o mare bucurie. Campania de Paște Moldova 1 în partea speranță vine să aducă magie sărbătorilor pascale, bucurie, dar și zâmbet în casele oamenilor care trăiesc modest. Acțiunea este organizată în parteneriat cu Asociația Roundtable. În fiecare an, Moldova 1 este cu brațele deschise către nevoile oamenilor, către năzuințele noastre, mai ales optăm să prestăm o atenție sporită copiilor pentru a aduce celor mici cumva niște rechizite școlare, obiecte de uz personal, jucării în funcție de vârsta lor. Și dumneavoastră puteți bucura un copil. Moldova 1 vă îndeamnă să fiți generoși și să mergeți în familiile cu mulți copii sau monoparentale pentru a le aduce spiritul sărbătorilor pascale, care înseamnă generozitate, empatie și sacrificiu.